În ultimul timp, asistăm la un val de scumpiri care, practic, a cuprins toate domeniile. Acest fenomen nu m-a lăsat indiferent și m-a determinat să mă implic eu personal. Primul pas fiind sesizarea către agenție. Prim-vicepreședintele Parlamentului admite că în stat ar fi mai multe probleme. Vlad Plahotniuc a menționat însă că serviciile comunale, domeniul energetic, al telecomunicațiilor și produsele alimentare sunt vitale pentru cetățenii moldoveni. La fel, oficialul spune că a observat că există deja rezultate bune în acest sens, dar și o primă apreciere a oamenilor, care este una pozitivă. Faptul că acești oameni vor plăti mai puțin pentru călătoriile lor interurbane, mai puțin pentru serviciile oferite lor, reprezintă doar un început în activitatea mea în acest sens. Dacă se revin la întrebarea noastră, sunt eu ori nu sunt mulțumit? Parțial sunt. Definitiv voi fi doar atunci când vor fi mulțumiți oamenii din țara aceasta.